Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Este ora 20:00. Suntem la ora expertizei la Jurnal TV. Astăzi vom discuta un subiect delicat, un subiect ce ține nu doar de securitate, dar și despre vieți omenești. La propriu de această dată, tragedia de vineri de la aeroportul internațional Chișinău scoate la iveală mai multe breșe. Trebuia să se întâmple ca să ne dăm seama de ele, dar astăzi am încercat să adun aici la emisiune mai multe opinii și am lansat mai multe invitații, inclusiv din partea autorităților, pentru a avea o claritate din toate părțile despre ce s-a întâmplat la aeroport, în general, în asemenea situații, care este protocolul de securitate și detalii pe care multă lume nu le cunoaște. Și astăzi mulți se-și pun întrebări. Am văzut deja pe pagina de Facebook, există foarte multe comentarii. Autoritățile, pe de altă parte, îndeamnă populația să nu speculeze, iar noi suntem aici, în direct, pentru a discuta, pentru a afla mai multe detalii, eventual, pentru a discuta, pentru a pune întrebări și pentru a ne clarifica cu toții împreună despre ce s-a întâmplat. În studio sunt prezenți domnul Renato Usatăi, domnul Gheorghe Petic și domnul Victor Cadană. Nu mai trebuie prezentați, toată lumea îi cunoaște. Eu vă spun bună seara. Și prima întrebare pe care vreau să o pun și am vrea cu toții să cunoaștem, e adresată domnului Usatăi. Toată lumea a sărit ca arsă, inclusiv autoritățile. Cum a aflat Renato Usatăi în timp de 2 ore ce n-am aflat de la autorități? De unde aveți asemenea surse? Despre faptul că acesta este un terorist, că are legături cu ISIS, acest atacătorul de 43 de ani. Vă rog. Domnule Mișa, bună seara la toți telespectatorii, la cei invitați, dumneavoastră. În primul rând, am câteva remarci. Chiar astăzi domnul Cernăuțan, într-un briefing de presă, da? Însuși a folosit tot cu Usatăi, a spus că e terorist. Eu am fost foarte explicit și o luăm la început, prima. Deci când a avut loc acest incident tragic pe aeroportul internațional Chișinău, după ce a apărut public numele acestui criminal, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, am făcut același lucru care l-am făcut și în studio la dumneavoastră, numai că atunci pe Skype, prin 2018, când tot am ieșit cu un video din Afganistan cu piloții care erau ostatici la talibani. Țineți minte că era în emisiunea dumneavoastră. De asta am contactat sursele mele. Vă dați seama, dacă a apărut țara Tajikistan, era logic să contactez toate sursele care le-am în Tajikistan, că nu era logic să contactez Georgia sau Ucraina. Mi s-a spus, în primul rând, autoritățile au reacționat foarte șocant. Deci, dar de ce întreb de acest cetățean? Adică, de unde cunoști despre existența lui? Zic, iată așa și așa, la noi, iată acum a avut loc așa un incident, dar pe el la noi și mi s-a spus clar, prima, această persoană pentru jaf armat a fost reținut și condamnat în 2012. Doi, aceeași persoană, după ce a fost la ei o procedură de amnistie pe țară, cumva a rămas liber, a încercat să plece cu traiul în Federația Rusă. Federația Rusă i-a respins intrarea în Federația Rusă, nu i-au permis, a rămas în Tajikistan. După asta a plecat în Afganistan, unde, atent, a trecut cursuri de pregătire speciale la o tabără de teroriști, ISIS, IGIL îi spune în limba rusă. Și mi s-a spus că a fost documentat de serviciile altor state în Afganistan, și autoritățile din Tajikistan au fost informați ca să-l pui la consem ca persoană povășenă. Vulnerabil. A? Vulnerabil. Vulnerabil. Cu risc suspect. Da, risc sporit. Da, corect. Și el era la dâns în sistem toată perioada asta, că eu n-am spus, cum spune domnul, el nu face membru nici dintr-o grupare teroristă. Eu am spus că a mers și a făcut școală. Acum detalii despre această școală, tot continui să mă documentez. Deci, sursa dumneavoastră e din Tajikistan. Nu, și nu sursa. Eu vorbesc cu organele de drept din Tajikistan, nu oameni de afaceri, nu. Și mie,
Și astăzi domnul Cernăuțan doar a recunoscut că ei au contactat autoritățile din Tajikistan doar după ce a avut loc acest incident. Întrebarea. O oră și 20 această persoană a zburat în avion, aproape 2 ore a fost verificată, s-a constatat că prezintă pericol pentru securitatea națională, pentru care a fost interzisă dumnealui și altor 4 sau 5 persoane de la acea șută intrarea în Republica Moldova. Deci, dacă el deja prezenta risc pentru securitatea națională, care țară trebuia să fie contactată? Mă refer de cei care îl verificau în timp de două. Nu trebuia contactată Federația Rusă, Armenia sau Ucraina, trebuia să fie contactată țara. Și cum mi s-a spus mie informația asta la telefon, așa aveau să o afle și ei. Și tot cei din Tajikistan mi-au reproșat, mi-au spus că ei au încercat să contacteze reprezentantul în această structură. Domnul Catan trebuie să o cunoască, că ea nu există de ieri. Structura asta, BKBOP, este o structură CSI, unde sunt reprezentanți, fost șef la crimă organizată, șef de direcție omor, care sunt delegați în această structură și comunică online, domnul Mișin. Ei nu trimit comisii rugătorii, nu trebuie să le trimit scrisoare. Deci se contacta de orice ofițer de la punctul de trecere, o secundă, un pic, corect, așa, aeroport, așa. Era contactat reprezentantul Moldovei, el a băgat în chat unde stătea Armenia, Georgia, Azerbaijan, Kazahstan, Tajikistan. Și de asta pe mine m-a revoltat, domnule Mișin, că eu nu sunt nici colaborator a serviciilor MAI sau SIS sau nu știu care. Și eu ca persoană... Cu atât mai mult, întrebarea e pertinentă de unde domnule cunoaște Mișin, sau de unde ați aflat. Vreau să fac aici când... o paranteză, pentru că a fost astăzi contactat și domnul Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP. Am încercat să-l aducem și aici în platou sau cel puțin să aibă o intervenție. Dumnealui ne-a comunicat că nu va face declarații în prezența sau într-o discuție cu politicieni. De asemenea, am încercat să am și o discuție de documentare privată cu domnul Rosean Vasiloi, ca să aflu cel puțin mai multe și să avem o discuție liberă, deschisă. Nu am reușit. Dar oricând, aici vreau să fac doar un anunț, oricând atât domnul Cernăuțeanu cât și domnul Vasiloi, în cazul în care simte nevoie și ar putea să vină cu mai multe detalii, o poate face la numărul de telefon, el o să fie afișat pe ecran în mai multe rânduri și să revenim. Dar da, ca să fim laconici, să oferim cuvântul și celorlalți, vă rog. Eu doar să finalizez, să vorbească invitații dumneavoastră. Domnul Cernăuțan și-a recunoscut astăzi, când l-a întrebat un jurnalist, spuneți-vă rog, dar este adevărat că acest polițist care tragic a fost omorât, da? El singur escorta sau ducea 6 persoane la care le-a refuzat intrarea în Republica Moldova de la aceeași rută. Dumnealui, cum o răspuns? Da, știți, dar ce trebuia să-i punem catușile? Noi nu avem dreptul dacă nu are un statut procesual. Domnule Mișan, am rugat astăzi moldovenii care locuiesc în București, chiar acum când suntem în emisiune la dumneavoastră, poate cineva ajunge la aeroportul din Otopeni, să vadă ce face antiterul în România la rute cu risc sporit de securitate. Cum ar fi Tel Avivul? Și o să vedeți că stau mascații de la antiter, nu cu pistoale, dar cu greneți, cu stă unul cu mitraliera, 3-4 cu autometele și stau începând cu check-in-ul, nu doar la controlul pașapoarte. Deci și România nu este azi introdusă starea de urgență, cum nu este introdusă în Germania, deci este o practică mondială. Nu trebuie să ai mandat de arest. Și când domnul Cernăuțan spune că ei nu erau în Interpol, dar eu asta n-am spus-o, că dacă era în Interpol, la frontieră deodată le apărea Red Notice, asta e mandat de arest, Blue Notice, asta persoana să fie verificată inclusiv corporal, și Green Notice când doar să fie verificată și raportat statului care îl verifică. Domnule Cătan, întâi de toate aș vrea să vă întreb în felul următor. E o chestiune semitehnică, dar o contează pentru mai târziu. Și aici, pentru telespectatori, haideți să ne documentăm atunci când discutăm, ca după să avem un tablou mai clar despre subiectul pe care îl avem în față. Este adevărat că există un ordin 311 cu privire la intervenția profesională în exercițiul funcției. Există un asemenea ordin? Îmi permiteți, da. Vreau să știu. Zic că ordine sunt foarte multe. Acest ordin cu privire la intervenția profesională în exercițiul funcției
este un ghid, de fapt, corect? Da. Pentru toți din... îl aveți și în față. Eu vreau să întreb dacă el există. Deci acesta... Vreau să mi-l transmiteți un pic. Da, dar nu este chiar... Deci ordinul respectiv este un extras de pe aici. Eu astăzi, toată ziua, am încercat să aflu răspuns la o întrebare. Dacă Republica Moldova există protocoale pentru așa situație? Astăzi, acum aflu și mă surprinde plăcut că există în general cel puțin un manual și există ordine la Ministerul de Interne care, iată să-l așa la cameră, în partea asta, există astăzi acest ghid care funcționează și pe care sau de alt tip. Deci, poate fi verdele ăla, poate fi de culoare vișinie, dar da, nu speță. Domnule Catan, vă rog să ne spuneți întâi dumneavoastră. Multă lume se întreabă cum a reușit o persoană să, în primul rând, să imobilizeze sau să îi aplice o lovitură pe neprins de veste, dacă este, acesta este pregătit. Sau, haideți să vedem întâi cum ați înțeles dumneavoastră filmul evenimentelor. Acest caz extraordinar a pus în gardă întreaga societate. Și ved eu că mai mult este deranjată societatea decât autoritățile. Fiind în timp de 2 ani de zile în situație extraordinară, excepțională, organele de drept urmau să activeze și după ghidul respectiv, adică după actul normativ departamental în exercitarea funcțiilor la frontiera de stat a Republicii Moldova, dar și cu celelalte tactici care sunt, cu care sunt instruiți polițiștii de frontieră. În primul rând, vreau să vă spun că m-am documentat și cunoaște toată lumea că în Republica Moldova, la Procuratura Generală, au venit o delegație formată din procurori și lucrători operativi ca să colaboreze cu organele de drept ale noastre, fiindcă acest individ este suspectat în săvârșirea unui răpirii a unui businessman din Tajikistan, care el este și verișorul președintelui țării. Și este clar că în cazul ăsta trebuia imediat să se documenteze și dânsii. De la dânsii am aflat că incidentul de răpire a businessman a fost pe data de 23 iunie, adică în 7 zile, practic. S-au făcut cercetările respective și lucrătorii operativi au ieșit pe urmele persoanei respective. Persoana care până în 2013 a fost miliționer, a lucrat în activitățile polițieniști. Până în 2013. Până în 2013. În 2013, fiind în funcție, dânsul a participat la un atac criminal asupra unei alte persoane, tot de asemenea, vă zic că a răpit-o și a impus-o să plătească bani. Și el a fost condamnat la termeni mari, 15 ani de închisoare, vă zic că a fost eliberat condiționat înainte de termen și pe parcurs se ocupa, nu, organele de drept nu prea cunosc ocupațiile dânsului. Despre faptul că ar avea pregătire militară în Afganistan, în tabra ISIS, cunoașteți? De așa informație că el ar fi participat în instruire sau în acțiunile IGIL-ului, eu nu am informații respective și actul care a fost săvârșit, omuciderea a două persoane, cu toate că este o crimă deosebire, excepțional de gravă, până când nu cade sub incidența actului de terorism. Că dacă ne-am uitat atent la codul penal, articolul 327, am vedea că terorismul ce înseamnă? Explozia, incendierea, uciderea oamenilor în scopuri de a-și promova politici, de a-și promova organizații religioase sau de profesii. Adică au scopuri respective. După mine, mă scuzați, eu nu v-am întrerupt. După mine, la etapa dată, vă zic că a fost intentat dosarul corect de către procurori prin uciderea din culpă, vă zic că a două persoane. Este partea agravantă,
aliniatul 2 din articolul respectiv, omuciderea. Și aceasta nu înseamnă că dacă s-a intentat dosar penal pe ucidere din culpă, nu poate fi recalificat în timpul exercitării anchetei penale, trecerea la alt articol. Și pe noi n-ar trebui societatea să gândească la calificativii, cum noi trebuie să calificăm, de ce nu e act de terorism. Poți fi act de terorism. Dacă va fi stabilit că el a fost parte a unei grupări criminale și clar lucru, gruparea criminală care a avut un interes politic, religios sau de alt fel, adică poate cădea și sub incidența respectivă. Acum o să-i ofer cuvântul domnului Vasiloi, dar înainte de asta o să lansez și eu câteva lucruri pe care le știu din surse. Atenție, e vorba de surse, trebuie să verificate și aici o să fac apel către Ministerul de Interne, către Inspectoratul General de Poliție și către Poliția de Frontieră, domnule Cernăuțanu, domnule Vasiloi, domnule Revenco, dacă într-adevăr se confirmă ceea ce știu eu de pe surse de la polițiștii de frontieră, aș vrea să ne spuneți cu text deschis. Unul la mână. Acest Rustam Ashurov este la a doua tentativă de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult decât atât, acest lucru s-a întâmplat în toamna anului trecut. Din nou, sunt informații pe surse și aș vrea să ne spuneți mai multe în cazul în care cunoașteți mai multe despre aceste informații. A fost documentată intrarea sau tentativa de intrare în toamna anului trecut prin aeroportul internațional Chișinău. Acesta a reușit să evadeze din aeroportul internațional Chișinău și ulterior a fost prins în apropiere de Palanca. Acesta a fost deportat și de această dată, iată, este a doua tentativă. Nu știm, știm că pașaportul cu care a intrat a fost emis în anul 2019 și încercăm să stabilim câte cetățenii are, dacă mai are un pașaport, dacă mai are un pașaport pe un alt nume, că au mai fost cazuri, și dacă aceste informații se adeveresc, în cazul în care se adeveresc, atunci este mai grav. Domnule Vasiloi, mă scuzați, domnule Petic, mă gândeam la domnul Vasiloi, poate reușește, poate ne sună. Dumneavoastră, ce cunoașteți din interior? Pentru că probabil că ați putea veni cu mai multe detalii care ne-ar ajuta să înțelegem tabloul. Domnule Mișin, eu aș dori să mă opresc la aspectul care l-ați inițiat dumneavoastră, aspectul tehnic. Adică, dacă s-a acționat corect, dacă este un protocol sau un algoritm de acțiune, cum ar trebui să reacționeze polițistul de frontieră în anumite situații, deci obișnuite sau care se complică. Pentru mine este poate mult mai dureros ca ceilalți. Eu am fost student, am fost profesorul lui unul din răposați, al lui Sergiu Munteanu. În 2018 am predat câteva discipline, deci aflându-se grupei dumnealui, când se afla la Ungheni, la școala poliției de frontieră, unde sunt pregătiți polițiștii de frontieră. Și am avut deci menirea ca să le predau la studenți, inclusiv și aspectul tactic de intervenție în forță pentru polițiștii, inclusiv și de la IGP, inclusiv și la poliția de frontieră. Deci am fost la nenumărate instruiri. La fel, am participat în 2010-2011 și ulterior la elaborarea curiculumului sau programului de pregătire a polițiștilor de frontieră de nivelul inferior, din care făcea parte și răposatul Sergiu Munteanu. Deci, elaborarea programei cu tematica și recomandările standardelor care erau propuse de agenția Frontex, fiindcă noi urma să avem regim vizat de viză și trebuia să cumva să confirmăm că avem personal bine instruit, că acest personal, că programele de instruire a polițiștilor sunt pregătiți pe aceeași tematică ca și în țările care sunt la extremitatea Uniunii Europene și au deci votat. Spuneți, domnule Petic, înțeleg că programele de instruire există. Acum să ne spuneți dacă personal suficient există. Pentru că am aici o informație care pare să coincidă cu unele declarații pe care le-a făcut domnul Usate. Faptul că a fost însoțit doar de către o singură persoană,
am pe surse de la poliția din frontieră că sunt foarte puțini oameni și câteodată este doar o singură persoană care este însoțită până îi se fac și actele, semnează și ajunge până la aeronava cu care pleacă înapoi. Domnul Mișin, eu vreau să menționez, făcând, adică nu ca să dăm o apreciere dacă Sergiu, domnul Solierte, Sergiu Munteanu a acționat corect sau incorrect, eu vreau să dau o apreciere în general. Aici au fost încălcate, și vă spun din gura unui specialist, fiindcă sunt poliție de frontieră și am fost și cadru didactic și cadru didactic managerial, am elaborat și alte acte care se instruiesc probabil până ziua de azi poliția de frontieră. Deci, au fost încălcate mai multe lucruri elementare, începând la faptul, și corect menționați dumneavoastră, începând la faptul, deci sunt câteva lucruri care polițiștii de frontieră, vorbind în limbajul profesionistilor, să mă înțeleagă. Polițistul de contact, din câte am înțeles, a fost Sergiu Răposatu. Mă întrebam astăzi pe mine, cine a fost la protecție? Pentru că toți polițiștii în cazurile astea sunt pregătiți după o metodă care se numește contact protecție. Deci un polițist face contactul, celălalt îi asigură toate acțiunile. Atâta timp cât i-am învățat 6-7 ani polițiști, totdeauna i-am învățat imediat când treci la niște acțiuni și nu importă ele, sunt normale sau se complică, mâna automat, și aici a fost fatal pentru Sergiu, mâna automat se duce la toc pistol. Deci dacă mâna era la toc pistol automat, individul ăla nu mai putea să-i ia arma și să facă ceea ce a făcut. Câte persoane? Deci, din documentarele pe care, apropo, că aici a fost nevoie de mai multe documentare ca să aflu cum există și o structură la aeroportul internațional, da? Chișinău, alcătuită din foști ofițeri de securitate la SPPS, exact, care se ocupă de așa numiții INADS. Deci inadmisibili, exact. Care nu sunt exact. Sunt polițiști de frontieră, dar sunt detașați de la SIS, sub acoperire, și au aceiași miniere care ați menționat-o dumneavoastră. Ei lucrează cu persoanele care urmează să fie reîntornate. Și câte persoane lucrează? Iată, de la începutul războiului pornit de Rusia în Ucraina, în Republica Moldova au tot încercat să vină astfel de persoane și la un moment dat, prin anul 2022, prin toamnă, era ceva de genul 50 de persoane inadși de ăștia care erau întorși înapoi. Pe alte surse spun că sunt până la 200 pe zi. Deci și întrebarea e câți lucrează din acest serviciu care ar trebui să îi asigure pe ceilalți care sunt la aeroportul Chișinău, care sunt... Cumva ultima, e datoria lor să... Ultima oră, nu am concretizat, 7 persoane, deci sunt cântură, când totalmente în cadrul sectorului poliției de frontieră. Deci, o informație care m-a parvenit cu o oră înainte de a veni la emisiunea noastră, sunt 7 persoane SIS, sunt, din câte am înțeles, privilegiați, au un salariu mai mare cu mult ca polițiști de frontieră, au legitimație sub acoperirea poliției de frontieră, au un regim nu atât de complicat cum sunt polițiștii de frontieră. Deci sunt 7 persoane, dar nu am concretizat dacă sunt în schimb sau în totalmente în cadrul personalului general. Care doar 6 persoane lucrează în tur. 7, dar nu am concretizat, pot să greșesc, 7 persoane care nemijlocit au menirea să contacteze cu persoanele care... Iar protocolul spune că pentru o asemenea persoană, per persoană, trebuie cel puțin 2 colaboratori. Este corect? Da, în cadrul escortii sau în cadrul... În cadrul escortii, zona, deci exact, trebuie un polițist... În zona sterilă, prin absolut, coridorul de tranzit. Un polițist efectuează nemijlocit interviu cu persoana care urmează să fie interna, iar al doilea e sigur protecția, securitatea. Și și-a asumat, deci după mine, deci nu au evaluat toate riscurile care parvenea de la acest cetățean care a făcut crima, care a făcut-o. Nu s-a evaluat corect riscurile. Eu mă gândesc, o replică doar, eu mă gândesc că noi tragem atenția la niște mărunțișuri, adică la acțiunile poliției de frontieră în condiții normale, în condiții de pace. Atunci când este anunțată stare excepțională, când sunt acte normative, legislative chiar, ordine, dispoziții, de tot felul, în condițiile de situație excepțională pe timp de 2 ani de zile, nu s-a creat un sistem viabil de informare, de intervenție în cazuri diferite.
și cazul respectiv a descoperit breșuri în activitatea poliției de frontieră, care țin nu atât de polițiștii care n-au îndeplinit ceva, dar de conducerea care nu au putut să organizeze activitatea în aeroport, mai ales având și ca sprijin serviciul de securitate a aeroportului, în așa fel ca și lumea să înțeleagă că noi suntem în situație excepțională și să teamă criminale să nu mai vii. Dumneavoastră ați spus, eu n-am primit informația respectivă, că el a mai încercat să mai vii odată în Republica Moldova. Am zis că dacă ar fi văzut el că aici nu se dă un mite, că aici se activează în regim de securitate adevărată, nu ar veni nici bandiții să treacă în Republica Moldova. Domnule Mișu, noi tot discutăm protocoale. Iată acum m-a contactat un cetățean Republicii Moldova din București, da? Că am făcut un apel la toți. Uitați-vă ce mi-a trimis poza omul din fața aeroportului unic a ce a reușit, dar am vrut să-ți fac o filmare la ruta care ai zis în live de astăzi. Și am avut treabă pe la aeroport, dar stau ăștia de la SRI antiteror și deodată s-au apropiat de mine și mi-au cerut să șterg pozele video tot n-audă voie. Adică l-au pus să șteargă din telefon. Adică să arăt la oameni cum lucrează într-un stat unde nu este introdusă starea de urgență și cum se lucrează la rutele de risc sporit. Încă o dată, eu, domnul Catană spune, cât de mitic, nu organizat. Eu știu un lucru altceva. În toate statele, la poliția frontieră, mai ales la așa obiecte ca aeroportul, sunt și foarte multe doamne. Asta, domnul Peti, cred că știi, că nu numai la aeroport, cred că e toată țara. Doamne, aceste doamne nu trebuie să fie nici Rambo, nici să arunce două cuțite ca la Fulger sau ca la Alfa, ori ca la Pantera. Dacă vede vreo situație de pericol, polițistul de frontieră doar nu stă cu ochii în pașaport și în altă să-i pistolul îndreptat spre un pasager sau prespus interlop. Deci el numai a apăsat butonul și să proche malcicii pe vâzăvă, cum zic rușă, înțelegeți? Deci și securitatea pasagerilor și inclusiv munca a polițiștilor de frontieră este supravegheată la toate, în toate țările. Că noi tot pretindem că vrem ca în Europa, numai nu s-a făcut nimic. Vă spun doar în ziua de 30 iunie. Decedatul ofițerul Sergiu Munteanu, în acea zi a deservit 5 rute care intră cu risc sporit de securitate. Au fost 3 rute din Istanbul, doar în ziua de vineri. Una din Tbilisi și una din Yerevan. Deci, ce se întâmplă la ei? Că, spre exemplu, mai este și o altă problemă care nu știu de ce autoritățile nu spun. Că ce a făcut șor când a luat la aeroportul? Deci, pe timpuri, era dispeceratul, dejurca, cum îi spune. Deci, ca să mărească șor duty free-urile și sala de așteptare pentru călători care pleacă, deci ei au scos dispeceratul poliției frontiere, l-au pus la vreo 300 de metri, dar acolo la dispecerat pe timpuri era și o cameră pentru ăștia, bieți, agresivi, că cei ce am aflat eu la aeroport, că practic toate persoanele, și nu contează, erau din Uzbekistan, Tajikistan, Tur, când lor le se spunea că nu sunteți admiși să intrați pe teritoriul Republicii Moldova, ei asta cunoaște toată țara, ei sunt mai emotivi, mai astea, care începeau să înjure, care... Și vă dați seama, deci chiar lucrul ăsta am înțeles încă când domnul Groza era șef la Poliția Frontieră, s-a ridicat întrebarea că să mărească și să întoarcă dispeceratul înapoi și să aibă cameră de reținere. Astăzi ei au făcut un așa un numit acvarium la etajul 2, din sticlă normală de asta, de la geam. Unii poate să-i ducă, unii la un moment am înțeles că în registru maximum erau odată și 49 de persoane, și iar cu un singur polițist. Deci vă dați seama că omul nu neapărat să fie interlop, dar sunt oameni care s-au speriat, nu știți cum, adică diferit poate să reacționeze omul, nu contează din care țară a venit ca să fie în situația asta. Toată problema că nu a fost nici o recomandare n-am găsit, nici din partea domnului Vasiloi, nici din partea doamnei Rivenco ca ministru de interne, ministru de interne Cernăuțan, care astăzi a recunoscut că el nici n-a fost la ședință la doamna președinte sâmbătă, că l-au întrebat jurnaliștii. El n-are treabă cu aeroportul. În aeroport activează Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Cernăuțanul fiind disciplinat și a dorit să ajute și a venit și a intervenit. Domnule aici Vasiloi trebuia să fie el să dea indicații. Păi asta este, nu șeful IGP-ului. Și asta este straniu, că
parcă este infracțiunea comisă în raza de responsabilitate a domnului Vasiloi, dar la toate conferințele de presă apare domnul Cernăuțanu. Bine, eu apreciez ca și profesional din domeniul poliției voluntare. El dă niște interviuri care nu e competent să răspundă domnul Cernăuțanu și îmi pare că pe acolo locuri își depășește cumva, nu cu atribuțiile, când face anumite interviuri. Eu mi-am pus întrebarea, dar unde este Vasiloi? Imediat după crimă a dispărut. Dar eu, și aici, vă rog, domnule Gatana, să mă completați. Spuneți, vă rog, dar unde e SIS-ul? Dar de ce SIS-ul nu iese cu anumite reacții? Pentru că trebuie să-și cunoască întreaga țară. Jumătate din vina care a dus la această infracțiune. Acum o poartă SIS-ul. SIS-ul din nou iese la noi cu rățel. Ieșiți, băi, cei de la SIS. Aveți antitelul. Un serviciu de informații și securitate să facă briefing-uri. Dar păi de ce nu iese? Aici o să facă... Mai mult ca atât, conform legislației și din start, a fost anume anunțat că e act de teror, un terorist a săvârșit infracțiunile respective. Iar SIS-ul, conform legii, privire la serviciul de informații și securitate și legea cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, este centrul antiteror, care este condus de președintele Republicii Moldova, de către guvern și în cadrul profesionist, de către serviciul de informații și securitate. Și anume, domnul Pietic, ceea ce spune e corect. Ei trebuiau să fie, să dirigeze toate acțiunile. Am văzut cineva pentru a stabili, poate și altcineva era. Pe ceilalți întors înapoi. A, absolut, nu nicio reacție a SIS-ului. Bă, ieșiți, astăzi, și pe bune, și pe nu chiar bune, Vasiloi este bătut în cap. Cernăuțanu este bătut în cap. Doamna Revencu este bătut în cap. Da, SIS-ul stă la noi cu rățel. SIS-ul pentru ce? Pentru a pune doar microfoane prin birouri și prin băi și doar microfoane. Domnule Pete, hai să lăsăm puțin că acum, ajungem în altă zonă, ca să nu pic, facem speculații. Serviciul de informații și securitate trebuie să... Domnule Pete, trebuie să luăm și o scurtă pauză. Vreau doar să mai adaug ceva. Dacă îmi permiteți, vreau să mă adaug. Ceea ce am arătat această infracțiune este că imediat eu, dacă aș fi în locul Vasiloi, de mâine sau de ieri, aș procede la actualizarea programului de pregătire a polițistului frontieră. De ceea ce am văzut, pregătirea nu este de ajuns. A fost bună programa de pregătire care era cu 5 ani, 10 ani urmă. Astăzi avem un război alături de Republica Moldova și este necesar ca polițiștii de frontieră să fie pregătiți nițel sub altă programă. Pentru că a ridicat mingea la file, oricum o să discutăm și despre fiecare instituție în parte, care este responsabilitatea și cât comunică cu publicul. Revenim la discuții după o scurtă pauză de publicitate. Stați aproape. Suntem din nou în direct. Haideți un pic să ne concentrăm pe acest personaj și ruta pe care a ales-o. Ce cunoaștem? Că acesta a luat din Dușanbe ruta spre Istanbul, din Istanbul spre Chișinău. Autoritățile spun că acesta urma sau ar fi avut ca scop să ajungă să se refugieze în Uniunea Europeană. Întrebare. Prin Chișinău să ajungă în Uniunea Europeană? Istanbul este un nod care oferă posibilitatea să ajungi oriunde în lume. Mai ușor. Și prin Chișinău era mai ușor să ajungi în Uniunea Europeană, un stat care este non-UE din acest punct de vedere. Domnule Mișe. Din toate prima întrebare, doar o secundă. De pe canalul Telegram, prima sursă, deci informații după pe filmul evenimentelor. Citesc. La ora 15:21, documentele persoanei în cauză au fost procesate de colegii de la Poliția de Frontieră, persoana fiind la momentul respectiv izolată și anunțată de inadmisibilitate de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Până aici totul e clar. La momentul intrării, atacatorul nu era anunțat în căutare prin rețelele internaționale de tip Interpol-Europol. Așa. Doar urmarea interpelărilor ulterioare producerei incidentului a fost recepționat răspuns de la colegii din Tajikistan că acesta se află în căutare internațională. Păi sistemul ăsta este electronic și funcționează momentan sau cum funcționează? Nu dovediți. Pe data 23 s-a săvârșit infracțiunea. Și asta pe data 30. Vă zic 7 zile. 7 zile. De regulă, se intentează dosar penal și cercetează. Da, nu. Noi până acum îi căutăm pe prima. Plohătniuc și pe, după ani de zile. Nu, vă spun cum este. Ce, cum e, domnul Catan? Durează cum? Durează mai mult, ați spus, sau cum? Vă zic că, de regulă, anunțarea în căutare internațională trebuie să treacă procedurile de anunțare în căutare națională,
pe urmă, în țările unde el poți fi și internațională. Cum așa, și cum a ajuns el Interpol... în general să îmbarce în Dușanbe dacă el este căutat în țara lui? Domnul Interpolul Mișan, cere documente confirmatoare că el a săvârșit o infracțiune. Dar aici, pur și simplu, e o suspiciune din partea serviciilor a Tajikistanului. Da. Ei astăzi ei au vorbit cu colaboratorii noștri și au spus, au venit nu cineva, știți, procurori generali sau miniștri puteau să vii și atunci înțelegeam, fiindcă este o legată de rudenie cu președintele Tajikistanului. Dar așa au venit lucrători, procurori, lucrători operativi care spun că adică el nu-i prezint așa interes cum la noi Republica Moldova se spune. Deci, prima. În 2013, când a avut loc răpirea în Tajikistan, el a apărut, după cum înțeleg, pe dată, deci pe 23 a avut loc, pe 25, ei deja au ajuns inclusiv la această persoană. El a fost unul din organizatori, prima. Doi, deci a fost și tentative, adică a fost și răpire, dosarul a pornit la acum pe răpire, domn Cătan, pe tentative de omor. Pe tentativ de omor și terorism. Deja am înțeles că au probe ADN care demonstrează că sunt de pe cadavru, nu de pe om viu. Și ei îl căutau pe el, fără dânsul nu pot găsi cadavru. Știți dumneavoastră, netu tela, netu dela. Ia că și-l cătau. Acum, ce s-a întâmplat mai departe? El nu a zburat din Dușanbe, domnul Mișan. El nu are ieșire oficială de pe teritoriul Tajikistanului. Că oare a trecut cu sacul în cap? Uzbekistanul, din Uzbekistanul. Tajikistan. Nu Uzbek. Din Uzbekistan. El e din Tajikistan. Nu, el e din Tajikistan, dar a plecat în Uzbekistan și din Uzbekistan a venit la... Deci Turcia. El n-are ieșire din Tajikistan oficială. Și asta o spun. Mai departe, ce spune domnul Cătan? Astăzi, încă o dată, în Republica Moldova au sosit nu doar reprezentanții MAIC, nu a venit niciun procuror, a venit reprezentantul serviciilor speciale din Tajikistan, Ministerul de Interne, și deja au început să vii. Și inclusiv, eu vă dau cu toate certitudinile 100%, că la momentul Republica Moldova se află deja și reprezentanții statului care l-a fixat pe dânsul când a trecut antrenamentul în tabăra ISIS pe teritoriul Afganistanului. Deoarece... Adică? Adică, doar, nu Tajikistanul l-a documentat în Afganistan. Deci autoritățile din Tajikistan spun că ei au fost informați de un stat puternic, nu vreau acum să-i dau nume la moment, că uitați-vă... SUA? Deci că cetățeanul lor este fixat la tabără de pregătire a teroriștilor din ISIS, a fost pus la alertă și pot să vă spun că această informație pe mine ce m-a șocat, cum s-a făcut verificarea în timp de două ore, cu are nu doar Tajikistanul și statul care a dat informație. Deci nu s-a lucrat cu bazele. În Interpol, domnul Catanu spune corect, din tăi te dă în căutare națională, pe urmă te dă fostă căutare всесоюзна, amus numește межгосударственный розыск ЧСИ, și pe urmă Interpolul. Dar eu l-am acuzat conducerea și las clarif și la care servicii trebuia să o facă, că ei din momentul că au stabilit că persoana prezintă risc pentru securitatea națională și a fost refuzată intrare în Moldova, ei dacă contactau autoritățile Tajikistanului, aflau și de răpire și de omor, că doar dosarul pe 30 îi de-am îl cătau. Ei nu știu cum a ieșit el din țară, că nu era ieșirea la frontieră, adică să o părăsească legal. Iată și i-am acuzat. De asta, domnule Mișan, când eu ce ține de Interpol și restul domnului, ei să nu speculeze cu denumiri care multe din ele nu le cunosc. Și cea mai mare pretenție care eu o spun la toate guvernele din 2014. Domnul Cătan, dumneavoastră în primul mandat ați fost ministru de interne, când eram, cred, student prin anii 90. Spuneți, vă rog, atunci era posibil ca o persoană civilă să vie în fruntea Ministerului de Interne sau ASIS-ului, oricare structură de forță în Moldova? Când pe timpurile când am fost ministru, orice manifestație care era, se începe că poliția este cu noi. Noi atât de mult am fost stimați de populație, vă zic în toate lucrurile, că nu-și permitea nimeni ca să vie cumva să-și bată joc din noi. Domnul Cătar, eu mă gândire că toți, în timpurile cele, putea doar un polițist, nu putea unul civil să devie ministru de interne, ori director de ISIS. Bineînțeles, eram profesioniști. Da, corect. Deci nu s-a accepta om, domnule Mișan. Eu n-am împotriva activității doamnei Revencu cu organizația la stradă. Dacă când ei au venit, nu știe, gruparea Kafkaliuk,
nu știi care e cu țigări, care e cu spiritul, care e o fabrică dosarnoștilor, care erau membri de partid. Practica Uniunii Europene arată că astăzi la funcția de ministru de interne sunt foarte mulți civili. Republica Moldova nu este gata pentru așa ceva. Și astăzi domnul Musteață l-a zis. El a fost și este jurist, Comisia Electorală Centrală. Spuneți, vă rog, ce cunoștea el? El idei n-are câți de-a lui și la care ambasada aleargă astăzi, primul să ducă informația. Dumnealui nu cunoaște grupările, nu de atât că este om rău. El este om bun și sunt sigur că e jurist bun. Cine trebuie să antreneze pe acel copil care stă de pază la frontieră? O face ministru sau o fac instituțiile abilitatei, instruirii? Aici vreau să vă contrazic. Dați-mi voie să spun eu cine. Există Frontex-ul care a fost, care este pe teritoriul Republicii Moldova, care instruiesc și organele de drept și de forță din Republica Moldova. Dați-mi voie să spun secretul situației care noi o examinăm. În primul rând, noi ne axăm asupra cazului de ucidere a două persoane și cauzele care au dus la acest omor. Dar acum haideți și om da răspuns oamenilor să vadă de ce pricină s-au întâmplat lucrurile astea și ne duce răspunderea. Fiindcă este cazul penal, uciderea intenționată, și acum procurorii au spus că au intentat dosar penal pentru negligență în serviciu. Adică procurorii doresc să cerceteze dacă au fost careva condiții care au dus la omorul acestor oameni. Dacă procurorii s-or limita la cercetare, așa cum facem noi, să vedem, au fost colaboratorii noștri vigilenți, au îndeplinit toate ghidurile, toate respective, și nu ne uităm la organizarea activității în aeroport. Noi am vorbit și în repaus și așa mai departe. Zic că pe parcursul anilor, poliția de frontieră a degradat până acum. Prin ce eu spun lucrurile respective? Prin faptul că s-a întețit și mai mare corupția. Nu de mult au fost cazurile care au fost în mass media, o grupare întreagă din polițiști de frontieră și din lucrătorii aeroportului luau mite pentru ca oamenii să plece. Cineva știe ce s-a întâmplat cu aceste persoane? S-au întreprins măsuri ca să nu se admite mituirea și trecerea în ilegală peste hotarele țării? Domnule general. Doi. Dați-mi voi, să termin repede. Doi. Sistemul informațional. Noi toți vorbim despre sistemul informațional. Vă zic că chiar și în obligațiunile statului nostru față de Uniunea Europeană de a ne integra în Uniunea Europeană este așa prevedere de creare a sistemului informațional și de informare prealabilă cu lista pasagerilor care vin la noi în țară. Vă zic, până astăzi, noi de sisteme informaționale despre pasagerii care vin noi, la noi, nu dispunem de informații. Sistemul este condus de Ministrul Afacerilor Interne. Serviciul Poliției de Frontieră este comandamentul tot respectiv, care trebuia să creeze un sistem viabil, strict, de securitate, ca să nu admită pătrunderea în Republica Moldova criminalilor și să fie apărați pasagerii, să fie apărați cetățenii. Domnul Catan, dumneavoastră sigur trebuie să vă confruntați. Azi, uitați-vă, este съглашение о взаимоотношениях министра внутренних дел в сфере обмена информацией, который был семнат по 3 август, но мину усути ноудзаждой, где тот с министрой. Стать индепенденте держа. Республика Молдова, Украина, Джорджия, Таджикистан. А честь систем о функционате Республика Молдова, домли Мишин, пыну на нам урмы. Когда фос денунцат. А? Nu a fost denunțat. Nu a fost denunțat. S-a retras reprezentantul nostru în birou. Reprezentantul în Băcăbob care era. Da. Și, domnule Mișan, când se retrage reprezentantul care reprezenta Ministerul Afacerilor Interne, s-a reprezentat și ăla care era pe comerț, pe probleme de comerciale. Da. Dacă ați plecat de acolo, voi trebuie, nu pe urmă, voi trebuie de ieri să aveți gata. Acord nou cu Tajikistanul separat, cu Uzbekistanul, cu Azerbaijanul, și pe urmă spui goodbye. Adică dacă tu vrei în continuare. Deci uitați-vă, domnule Mișan, noi am avut mai multe guverne pro-europene. Domnul Catan era ministru pe timpul lui Filat.
A fost Jezdan pe timpul lui Plahotniuc. Au fost diferite relații între Filat cu Federația Rusă, același Plahotniuc și așa mai departe. Nimeni nu s-a permis că asta nu e o funcție politică. Domnul Catan știe, eu sunt sigur că îl cunoaște, și pe domnul Harabagiu și domnul Virgiliu Ciobanaș și alți ofițeri care erau din crimă organizată desemnați. Asta nu e funcție cu... acolo nu erau fost șef de poliție economică, de ordine publică. Acolo era o structură care este și astăzi și cel mai important, chiar dacă nu este reprezentant în Băcăbob, este rechemat din ieuare și Republica Moldova nu a trimis, că este baza magistrală, spre exemplu, domnul Catan, încă de pe timpul Uniunii Sovietice, care arată toate biletele, avion, tren, autocar și așa mai departe. La dânsa trebuie să avem acces, trebuie să avem. Deci nu s-a făcut. Dar, domnul Mișin, cei de la aeroport, nu contează, când spun cei de la aeroport, mă refer sau de la Poliția Frontieră, de la Vasiloi, sau de la SIS, sau aparatul central, Republica Moldova și-a retras reprezentantul, dar n-a ieșit din structură. Deci ei puteau să sune pe telefonul de serviciu când au văzut că este vorba de cetățean din Tadjikistan și spuneți, vă rog, faceți legătură cu reprezentantul Tadjikistanului, acolo e un general-major în funcția asta, care numai pronunțau numele și familia, că eu doar, domnule Mișă, n-am spus ce s-a întâmplat, doar am spus. Spuneți, vă rog, dar ce informații voi aveți prin bază despre un, nu m-am spus numele, familia ne-a sărit în cap. Dar tu știi unde se află el? Dar ce să știu că aici tot țara, știi cum omoră doi polițiști? Avem o scurtă pauză de publicitate, când revenim discutăm și despre cum, modul în care a trecut prin Istanbul. Acolo nu au avut întrebări? Care este? O secundă, avem o pauză de publicitate, discutăm despre asta când revenim. Și ce l-a dat de gol? Atunci când a aterizat, când a mers la ghișeu, pentru că, știu, a stat în rând, ca toți oamenii, la ghișeu, a eu prezentat actele. A prezentat actele și ceva a dat de gol. Acum, întrebare, știau? A fost recunoscut vizual? Sau a fost altul motivul reținerii? După pauză. Stați aproape. Revenim, suntem din nou în direct. Domnule Petic... Da, eu vreau să menționez că rutele care vin din Turcia sunt rute cu un risc sporit mai evidențiat. Dar și pe teritoriul Turciei, în aeroportul din Istanbul, este un mare... se fac verificări. Exact. Cine a fost în Turcia cunoaște. Deci, este un mare semn de întrebare pentru toată lumea. De ce el, dacă a vrut să plece în țările Uniunii Europene, nu a plecat direct pe o rută, de exemplu, Istanbul, nu știu, Berlin sau Budapesta, dar a venit prin Republica Moldova. Ceea ce ne pune semne întrebare, că nu a dorit criminalul respectiv să zboare din Republica Moldova în țara europeană, dar probabil că a vrut să ascundă pe aici, pe la noi, fiindcă probabil Republica Moldova este văzută ca o zonă gri și aici nu contrazic pe nimeni. Unul la mână. Doi, procuratura a pornit astăzi un dosar penal, sau ieri. Și dosarul ăsta este, eu să vorbesc în o terminologie în limba rusă, poisk vinovatih, a если не будут виноваты, то будут их назначать. O să-i numească pe cei vinoveți. Eu mi-aș dori ca vinovat să nu fie găsit un simplu inspector care, sau un stagiar care se mai află la Poliția de Frontieră sau un student din promoția 2023. Dar să afle cei care au adus Poliția de Frontieră, cei care au adus Serviciul Informației Securitate de acolo, la starea respectivă. Și nu să fie căutat procuratura de un... să fie căutat un vinovat. Domnule Mișin, ziceam să nu spun pentru că m-am săturat de dosarele lui Petic. Deci, eu am avut un caz analogic în 2003. Eu am fost mai norocos și am tras primul. Pentru peste 20 de ani, Curtea Supremă de Justiție urmează la 6 iulie să mă condamne la 9 ani soare pentru că eu am tras primul. Și am avut ocazia ca să fiu mai rapid în acțiunile mele. Cu ce am greșit eu, că am rămas vinovat? Și astăzi procuratura, și să știți un lucru, polițiștii de frontieră, cei care mă privesc, o să înțeleagă de ce vorbesc. Deci, au bariera asta psihologică de a trage și de a riposta. Iar de multe ori, chiar dacă legea îi permite polițiștii de frontieră să acționeze în concordare cu prevederi legii 218, el ezită să tragă pentru că se gândește, băi, da. Câte explicații o să dau eu după asta pentru că am cheltuit-o în cartuș? Ia mai bine mă comport mai lejer. Și totdeauna polițiștii de frontieră în permanență se află sub presiunea asta. Dar ce să-mi facă procurorul? Și vine un procuror
care habar nu are de legea 280 și face ancheta. Și astăzi în la aeroport și o până la decizia de a trage, există acel prim contact cu persoana suspectă. Exact. Astăzi poate să răspundă cineva ce l-a dat de gol pe Ruslan Mașurov și de ce a fost reținut, ce a fost întrebat și a fost reținut ulterior. Care este motivul reținerii? Probabil că dumnealui și-a dat seama de gravitatea situației care urmează să... Deci noi vorbeam în pauză despre faptul că există o cutumă, ca să nu zic o normă, și această cutumă e simplă. La ochi se alege persoana că este verificat, după corect? După profilare, deci este exercițiul de profilare a persoanelor și nu este, spuneam la pauză domnul general Cătană și domnul Iusată, nu este numai decât ca persoana să află într-o bază de date ca în căutare de Interpol sau în căutare națională. Este de ajuns în situațiile și în circumstanțele care sunt că avem un război alături de țară, ca cetățeanului, oricărui cetățean, să-i se dea 3-4 întrebări. De exemplu, cunoște adresa unde se afle, care o să fie ocupația ta timp de 3 zile în Republica Moldova. Și dacă el nu răspunde sau arată suspiciuni în cadrul unui simplu interviu între polițistul de frontieră sau lucrătorul SIS cu persoana intervievată, sunt motive de a-l reîntoarce înapoi. Pe de altă parte, este puțin probabil că astăzi nu au fost luate măsuri de către Ministerul de Interne pentru ca poliția de frontieră să răspundă mult mai bine și mult mai pregătită la amenințările de securitate, odată cu războiul care este în fața noastră. De asta aș zicea, trebuie de schimbat curicula, fiindcă curicula de pregătire a polițistului frontieră a fost pregătită de acțiuni în circunstanțe mai simple. Astăzi noi avem un război, pericolul de terorism este enorm, încă armamentul care se află pe teritoriul Ucrainei, el încă nu a ieșit de pe teritoriul Ucrainei, dar el urmează să iasă, pentru că va fi piață disfacere armamentului și urmează ca noi, structurile noastre de forță, să poată contracara aceste infracțiuni. Polițiștii de frontieră încă nu sunt învățați să combată în totalmente. Eu nu zic că nu sunt învățați. Să vă spun eu care e vinovatul totuși. O secundă. Uităm. Doar lui domnul Petic. Domnul Petic. Vreau să spun. Noi, eu am lucrat la aeroport la vârsta de 21 de ani supervizor. Atunci era până la 1 milion de ani fluxul de călători. Astăzi noi suntem peste 3 milioane, și eu puțin așa era, deci 3 milioane pe an de călători au crescut. În 2019 erau peste 3 milioane. Deci trebuie să fie minimum 50 de polițiști de frontieră în tură. Sunt 25-30. Exact. Mai departe, când tăți aud că de Istanbul vorbesc, chiar că astăzi și domnul Cernăuțan, voi vă dați seama cum pe Istanbul el putea să treacă cu probleme. Ia că vă dau ce s-a întâmplat în ziua de vineri, în ziua când a decedat, au fost omorâți doi ofițeri. Mai ales cei legați de la Istanbul, cei care au venit cu fly, că zboară și turcișul și fly-ul. Mulți erau, n-aveau acte în regulă, erau cu acte false, erau cu acte expirate. Deci, încă o dată, ca să înțelegeți securitatea, în Istanbul e la un nivel foarte înalt, în țară în general, Ministerul Apărării și Serviciile. Dar nu încurcați, din Turcia venea și tranzitul. Când zboară pasagerul prin tranzit, în multe cazuri, din multe țări nici nu există control pașapoarte. Când zbori dintr-o țară prin Istanbul în Republica Moldova. De asta au fost și sunt foarte... În sate treci prin controlul de frontieră și în tranzit este verificare, controlul de securitate. Este tot. Nu, controlul de securitate îi te controlează la lichid, la bombe, la astea, controlul de securitate care spuneți în tranzit. Nu-i control de securitate care vorbiți. Securitatea aeronautică. Este, uite, să n-ai lichid, să n-ai o bombă, să, inclusiv chiar nu îți permite deja să ai și powerbank-urile în trebuie să le ai doar în bagaj de mână, să nu fie în lat. Nu, asta nu, din Turcia toate rutele sunt foarte bine verificate și în general... Din Turcia, domnul Pesic, dar nu tranzitul prin Turcia. Eu încerc scuze, să interviu puțin. Concluzia mea este că poliția de frontieră actualmente în aeroportul internațional Chișinău lucrează într-un mod relaxant.
Cu toate că în premieră, pe parcursul la 2 de ani de zile, cât 60 de zile se prelungește starea de urgență, ultima prelungire care a fost pe data de 10 mai 2023, după adoptarea hotărârii respective, a fost motivată în premieră după cum trebuia să fie. Și știm cum spus, reieșind din riscurile și amenințările generale de război a Federației Ruse în Ucraina, motivate de existența și continuarea a pericolului de subvorare neautorizată a spațiului aerian național al Republicii Moldova, amenințările asimetrice și a unui larg spectru de manifestări ale războiului hibrid, noilor atacuri cibernetice asupra instituțiilor publice și infrastructurii critice naționale și necesității ca Republica Moldova se dispune de mecanisme legale, circumscripții stării de urgență pentru a gestiona evenimentele evoluției imprevizibile. Teorie, adică, domnule general. Practic, asta este motivul. Dați să vă spun. Practic a fost o motivație extraordinară și în conformitate cu legislația, cu strategiile de combatere a terorismului, strategiile de combatere a actelor teroriste și alte crime importante, trebuia să introducă un alt sistem. Și dați un sistem de alarmă. Domnule Cățaș, și polițiști de frontieră, deci domnule Mișin, există două variante de supraveghere a frontierei de stat și vă spun ca grăniciere. Există varianta normală când hotarul, aeroport, zic, odată cu stare excepțională trebuia să fie introduce și situații. Vă zic, ceea ce ați spus dumneavoastră, eu încerc să traduc în limbajul poliției de frontieră. Deci, managerii poliției de frontieră cunosc cei care sunt cu funcții manageriale. Hotarul Republicii Moldova are două regimuri de supraveghere. Varianta normală, când este totul ok în țările vecine, când nu sunt anumite riscuri, și este varianta intensivă. Probabil că i-au schimbat denumirea din varianta intensivă, variant cu risc sportiv, dar în esență e tot aceeași. În varianta intensivă se introduce atunci când, 1. Avem un război în țările adiacente. 2. Este un flux enorm de migrație ilegală în, nu știu, în țările asiatice și uite ce prevede această variantă intensivă. Se folosesc mijloacele din dotare mai intens, să alocă mai simplu și așa mai departe. La momentul actual îmi punem și eu întrebarea ca polițist de frontieră. Având un război în coastă aici, de ce nu a fost introdusă varianta intensivă și de ce un singur colaborator îi făcea escorta fie și pion? Pe un segment îngust, scurt, de ce îi făcea în componența și-a asumat el de unul singur. Asta a fost fatal. Timp de două ore ce s-a întâmplat. Și eu am vorbit. Dar motivația că noi avem cadrul legislativ adecvat combaterii actelor teroriste, dar aplicarea legii nu se face. Și vinoveți nu sunt polițiștii când n-au îndeplinit careva regulamente. Nu. Dar că sistemul informațional, sistemul de petrecere a operațiunilor, vă zic, de combatere a criminalității, nu se face la nivelul comunității. Dumneavoastră ați spus foarte bine, în afară de poliția de frontieră pentru crima care s-a produs acolo, sunt vinovieți și la poliția de frontieră, să-și mai asume și cei de la SIS. Nu-i văd, domnilor, de o săptămână, nu-i văd tac. Domnule Petic, deja am dat bănuit că aveți ceva personal. Nu am nimic, chiar îi respect băieții de acolo, dar ce-mi fac și ei? Noi avem o problemă foarte veche. Eu nu vreau să vorbesc despre teorii de practică. La noi în 2013, asta eu dau date oficiale, au venit primele pistoale într-un număr mai mare, să-i spună, da? Marca Glock în Republica Moldova. Exact, 19. Glock 19. Glock 19, așa. Cine le-a luat domnul Petic, s-a împărțit între naciarnici. Mai departe. Așa domnul, este, domnul Petic. Domnul Vasiloi, azi, ca să știți, fostă bivșii pagranotряд la Petricani, cum se numește el acum? Inspectoratul General al Poliției. Da, de însuși clădirea la Petricani. Comendatura era înainte, când erau granișieri, așa se numea. Aparatul deci, central. Aparatul central, băieții până mult stau cu tătă la pază. Înțelegeți, domnul Miș? Mai departe. Domnul Vasiloi azi, oare el, oare este din grupa lui B, amândoi, în același costum, cu chestul așa să-l vadă tăți copchii, să-i pui like-uri pe Facebook. Asta nu e șef de poliție, inclusiv la ședințele guvernului. Mai departe, și domnul Vasiloi, țările, de contacta la țările baltice, ecran, domnule Mișin, au organizat pentru colaboratorii din Poliția Frontieră din Republica Moldova, acum câțiva ani, niște cursuri speciale la tragere, adică tragere din arme. Tragere știți? Tactică. Tragere, da, tactică striba, corect. Vă mulțumesc. Știți cu ce s-au terminat cursurile de pregătire? Că la noi iar o trimis. Resursele umane, contabilitatea și pe nimeni din teritoriul, domnule Mișa. Înțelegeți? Ia ca astea toate
duc, nu există. Da, au fost probleme cu corupție, ele au fost și sunt în tăi țările. Numai la noi, eu țin minte, mi se pare că chiar domnul Catan era ministru, ce vă așteți, confirmați? Da, deci, domnule Mișină, domnule Usatăi, dacă îmi permiteți. Deci, da, doar să-și termine gândul, domnule Usatăi. Da, da. Să termin gândul. Eu țin minte în 2000, nu știu cât, oare erați dumneavoastră ministru, ori domnul Recean, nu țin minte? Eu țin minte ochii când eu am adus pistoale Glock și atunci Ministerul de Interne, adică, nu m-am băgat, adică au desemnat lucrători simpli, care au descoperit triplu omor, o reținut hoț în lege. Deci eu am decorat armii care le-am achitat eu. Domnule Mișin, eu pe timpuri aduceam tot ce ține defilaj, aparataj special în țară, credeam că la noi ceva schimb. Aveți surse curioase, interesante, de unde aduceați așa aparatură pe aici? Nu, domnule Mișin, eu am mers și merg, expoziție, Abu Dhabi, Israel. Eu sunt, am spus de mai multe ori și acum, domnule Mișin, da, eu pe parcursul vieții mele, cum credeți, dar cum nu găsiți serviciile din România, Republica Moldova, Statele Unite, Federația Rusă, piloți în Afganistan, dar Usatăi, cum eu găsesc, spuneți-mi, vă rog. Înțelegeți? Da, tot m-au sprijinit cei din Uzbekistan, statul vecin. Poliția de frontieră. Poliția de frontieră este dotată ca și armament cu mitraliere, Kalashnikov, care de regulă sunt folosite în perimetru verde sau Prut-Nistru, perimetru uscat, iar în punctele de trecere, inclusiv și cel din aeroport, în dotarea poliției de frontieră sunt pistoale de model Glock și model PM. La fel sunt și modelele vechi, 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 TT, care se numesc. Sunt niște lucruri foarte, deci, foarte elementare, foarte importante în sensul dat. Acum, pe bune, domnul Usatăi are dreptatea sa atunci când spune că pistoalele, deci, de model Glock sunt mai mult date la așa numiți șefuleți. Ceea ce vreau să mai menționez adăugător, în aeroport, domnule Mișin, nu fiecare polițist de frontieră este dotat cu armă. De regulă, partea feminină nu este dotată cu armă. Și atunci îmi pun întrebarea, ce s-ar întâmpla dacă? Dacă poate era o domnișoară, îi făcea escorta lui și nu era Sergiu. Ăsta nu îi smulgea arma și poate că era altă situație. Și acolo există, spuneam, deci, acea structură care se ocupă cu cei neadmiși. Și acolo sunt băieți din care au lucrat, foști ofițeri SPPS. Domnule Mișin, care băieți la toate rutele cu risc de securitate ridicat, trebuie să fie băieții, așa cum îi vedem pe ăștia de Alfa, Fulger, Pantera. Igor Ciofu este un exemplu, el a fost ofițer SPPS. El era la SPPS. Păi da, a fost ofițer SPPS care era agent de bază acolo. Ofițerii care dumneavoastră spuneți, ofițerii ăștia nu sunt predestinați pentru combaterea sau intervenția în forță. Ofițerii ăștia sunt predestinați pentru a desfășura un lucru de intervievare a persoanelor suspecte care sunt reîntorși din Republica Moldova. Adică ei nu sunt pentru a interni în forță, pentru a efectua, vorbim de ofițerii SIS, care sunt sub acoperire polițiști de frontieră. Dar tot nu sunt băieviși, nici ei. Nu sunt, nici pe departe. Chiar îmi spunea un polițist de frontieră, un student de-a mea, îmi spunea, zice, vin de la Institutul Agricol și se comportă față de polițiști de frontieră, aici de baștenă, de la față, atât de arogant, atât de vulgar. Deci noi, polițiștii de frontieră, care suntem băștenași acolo, ăștia de la SIS, care au o pregătire foarte proastă, doar că au câteva cursuri de câteva luni acolo. Așa? Și atât de aroganță cu portă și în raport cu colegii la poliția de frontieră. Adică sunt o elită preferențială acolo. Mă repet, că acum există și în fiecare instituție anumite animozități. Noi, asta nu este subiectul emisiunii. Întrebarea e dacă astăzi la aeroport se mai întâmplă un asemenea caz, există un protocol de securitate, există niște măsuri care sunt luate și dacă lumea în general este pregătită să facă față. Întrebarea e și, bine, în cazul de vineri, a stat 2 ore tipul ăsta, ce s-a întâmplat în aceste 2 ore și ce l-a determinat să atace? Care a fost momentul sau ce a declanșat? Domnule Mișu, aici două chestiuni trebuie de făcut ca să aflăm adevărul. La televiziune noi vorbim, ne spunem părerile noastre, dar aici ce trebuie să întâmple? Procurorul corect a făcut că a intentat dosar penal pentru a verifica dacă sunt abuzuri în serviciu. Zic, și noi dorim ca să examineze nu numai că au procedat
ofițerii care au fost uciși, corect sau incorect, dar care au trebuit să fie acțiunile autorităților pentru a crea condiții normale ca să fie. Și totodată noi așteptăm la domnul Vasiloi să facă o anchetă de serviciu, dar nu Vasiloi, dar cred că ministerul face interne, doamna Revincu, mai corect, doamna Revincu imediat trebuie să creeze un grup de ofițeri cinstiți să-și cerceteze care e situația. Toată lumea vorbește despre corupție, toată lumea vorbește că poliția de frontieră nu activează adecvat în interesele populației, că ei permit ca în țară la noi să intre persoane vulnerabile sau suspecte de săvârșirea unor infracțiuni și acest, în ansamblu trebuie cineva să facă anchetă de serviciu. Eu nu gândesc în parlamentul. Doi, trebuie ca Consiliul Superior, Suprem de Securitate să examineze situația asta. Au murit doi oameni, doi ofițeri tineri. Să nu se limiteze numai cu veșnică pomenire și câte un milion de lei, am înțeles, familiilor le s-au dat și corect a făcut lucrul ăsta. Dar trebuie de preîntâmpinat ca mai departe să nu se comită asemenea crime. Asta e cel mai principal. Și ceea ce facem noi acum, nu că avem ciudă pe un serviciu sau pe altul, dar depistăm vulnerabilitățile în activitatea poliției, poliției de frontieră, dar și structurilor de stat. Dacă adoptă legi și raportează Uniunii Europene, că noi am adoptat tot cadrul legislativ și aici, legile astea absolut nu sunt aplicate în viață, nu sunt create sisteme instituționale, nu sunt create regulamente cu privire la drepturi, obligații, responsabilități în exercițiu funcției. Înseamnă că niciodată nu o să fie ordine. De ce în contextul spus de domnul general, eu, dacă aș fi în locul domnului Vasiloi, aș începe cu pregătirea mai serioasă a personalului, fiindcă aici este un pic și de pregătire. Eu cred că trebuie să înceapă cu demisia, domn Petic. Dumneavoastră vă permiteți, eu nu pot permite că e colegul meu până la urmă. Bun, ok, dar eu le spun lucrurilor. Dar pregătirea și programa de pregătire trebuie imediat schimbat în circumstanțele războiului din Ucraina, care corect, riscurile de acolo. Uitați-vă, mai mult de jumătate din fracțiunea PAS au declarat public din partid că ei sunt unioniști. Eu rog unionismul lor să fie demonstrat prin copiatul protocolului de la aeroportul internațional Chișinău și tot protocolul de securitate care se aplică la rutele cu risc sporit de securitate, domnul Petic. Doar nu este vorba domnule de ceva Iusat complicat. Nu trebuie să ne rușinăm, să copiem că e ceva bun. Domnule, și nu domnule Iusat, în poliția de frontieră, domnule general, vă rog, în poliția de frontieră este un serviciu special sau o secție specială care se numește secția analiza riscului. Deci ei analizează toate datele care parvin, fac profilarea tuturor persoanelor, tuturor rutilor, de unde vine riscul mai sporit, cum este profilul unui terorist, profilul unui infractor, profilul unui imigrant. Eu să înțeleg că deci, până la sfârșitul emisiunii am înțeles că e de vină sistemul că nu funcționează riscurile. Da? Domnule Mișa, ca să faci un sistem trebuie să duc capul, încă o dată. Deși eu sunt contra ca civili zvii. Doamna Revenca poate pobărbe s maloletnimi normale, adică la funcție la stradă care lovie. Dar aici trebuie să cunoști lucru operativ. Astăzi domnul Cernăuțanu a ieșit cu critică, ne-a dedicat 90% din conferință de presă. Că să spun una, dar dumnealui în viața lui nu a participat nici la pregătirea unui dosar operativ, nu a fost niciodată nici la o crimă la fața locului. Da, zău face pe comisar Catani, mă uitam la dânsul. Domnule Mișa, că suntem pe final de emisiune. Anul trecut în Moldova au fost mai multe alerte cu bombă decât au fost, cred că, în Uniunea Europeană, pe aeroport. Până la acest caz de dublu umor. Care e pe concluzia pe care o faci? Dar foarte scurt, că suntem... Noi ne aflăm într-un război hibrid. Toate aceste alarme au fost regizate de către serviciile secrete străine pentru a vedea cum noi o să procedăm. Și anume această posibilitate... Confortul care l-am avut până acum, noi nu o să-l mai avem în continuare, fiindcă avem o țară alături unde merge un război. Iată de ce structurile de forță trebuie să fie pregătite pentru orice situație complicată. Maximum, domnul Catan, în 2-3 săptămâni, eu ați demonstrez cu probe că nu e nici un război hibrid, ați demonstrez cu probe, cu date de la lucru serviciilor speciali de mai multe țări,
Toate aceste lucruri au fost făcute de copii între 9 și 14 ani, care au activat din țări diferite. Pități deja i-au chemat. Pur și simplu, la conducerea noastră, acum... Vorbim de alertele cu bombă, vorbim despre ce s-a întâmplat... Dar v-am spus despre alertele cu bombă. Da, deci noi vorbim despre securitatea la aeroport, cum ar fi trebuit să schimbe de la alertele cu bombă și până astăzi. Iată cum s-a încheiat. După modelul izraelian. Și atunci ar fi normal. Domnul Cătălin, măcar să înceapă cu București, stați cu modelul din Israel. Dacă modelul din Israel, ei așa închid și flyone-ul. Adică cum se comportă cu pasagerii. Nu. Să începem cu București. Eu, deoarece astăzi au fost petrecuți în ultimul drum, trebuia să o facem la sfârșitul emisiunii. Eu cred cu un minut de reculegere pentru ofițerii care, datorită crimei care au fost săvârșite, ei au decedat, un minut de reculegere. Cred Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Unde cetățenii spui câte o lumânare în biserică pentru ori? Și cu aceste momente de reculegere, vă aducem aminte că data de 4 iulie a fost declarată zi de doliu. Noi ne revedem luni viitoare la aceeași oră. Toate bune!